Pentru că nu le ajung banii din pensii, mai multe pensionare vin dis de dimineață în piața centrală din Târgu Jiu și își expun marfa pe pervazul unor magazine. Ele tricotează cu mâinile aproape degerate ciorap, căciul și mânuși, pe care speră să le vândă târgujienilor. Vânzările nu merg prea bine, însă femeile nu-și pierd speranța. Bă, cât dați perechea de fapt? 10 lei, 5 lei, cum putem și noi, ca pensionari la piață. Cumpără lumea, e interesată să cumpere? Ei, mai cumpără, alții umblă cu ei și pleacă. Asta e. Dar ce să facem? Trebuie să venim, că de-aia îi facem. Cum puteți să lucrați în frigul ăsta? Nu vă îngheață mâine? Să știți că îngheață și stând degeaba. Da? Câte ceva, ce și ceea ce iasă. Ce vindeți aici? Niște cățuri, niște ciorap, domnule, ce să vând la 84-5 de ani? Ce să mai vând, doamnă, altceva? Am murit. N-am... Sunt singură. Altceva ce să vă spun? Cum dați ciorapei? Cu 100, 120, 130. Și cumpără lumea? Prea puțină lume cumpără, să știți. Nu prea sunt bani. Când stați aici? Stau de dimineața. Numai joia vin și miercurea. Și stau de dimineața și până la 2. Și vindeți ceva? Câte 2-3 pere de ciorapi. Ce să fac? Lucrez eu ce pot. E greu. Ciorapii cu flori de gheață încă și așteaptă cumpărătorii, însă puțini sunt cei care achiziționează astfel de produse.